Deși are doar un an de zile, Robert a început o luptă crâncenă cu viața. Micuțul suferă de stenoză pulmonară severă, o afecțiune cardiovasculară, în care este obturată curgerea sângelui către ventriculul drept și artera pulmonară. Părinții au nevoie de suma de 18.000 de lei pentru a-l putea opera pe copil la o clinică din București. Are un an și trei luni și problema la inimă are stenoză pulmonară severă. Și de cât timp? De acum vreo două luni de zile. Am depistat la Târgu Mureș când am fost cu el. De acolo m-a trimis cu el să-l operez la București. Și acolo la București mi-a cerut 180 de milioane și am zis, nu pot să fac bani ăștia sau bani. Mai puțin nu se poate, asta nu se poate. Și copilul nu este prea mic pentru a fi operat? Sau? A zis că nu este prea mic. A zis că se poate opera la vârsta care o are la acum. Copilul a fost adus în această dimineață cu ambulanța la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, fiind internat la secția pediatrie din cauza unor convulsii.